Bună ziua! Luna august este luna revederilor, o perioadă foarte caldă pentru noi. Ne bucurăm de fiecare dată când cetățenii din diaspora reușesc să revină acasă și să fie alături de cei dragi. Și în acest an, tradițional, ne dăm întâlnire la Zilele Diasporei, unde vom discuta despre parcursul european al țării, despre programele de sprijin al statului pentru cei care vor să revină sau să investească, să desfășoare activități culturale peste hotare. Vom discuta mai multe despre cum consolidăm, dezvoltăm comunități noastre. Șirul de evenimente va debuta cu un program foarte cunoscut și îndrăgit de către tineri. Este vorba de Tabăra DOR. Programul DOR va avea în anul ăsta 100 de participanți de peste hotare, dar și din țară. Avem participanți de peste hotare din multe țări, Belgia, Canada, Statele Unite, Irlanda, Marea Britanie și altele. Ei vor petrece 10 zile la pensiunea Hollercani și vor cunoaște mai multe despre tradițiile noastre, cultură. Vom avea meșteșugari, vom avea dansuri populare, literatură română, excursii în localitățile de pitorești din Republica Moldova. Asta sunt doar câteva dintre activitățile care sunt planificate pentru tinerii participanți la programul DOR. Iar toate cheltuielile vor fi suportate din bugetul de stat. Pe 16 august organizăm Ziua Ușilor Deschise la Guvernul Republicii Moldova, la ministere și instituții subordonate. Membrii diasporei se vor întâlni cu oficiali, vor primi răspunsuri la întrebările pe care doresc să le adreseze oficialilor, vor discuta despre parcursul european al țării noastre. Tot pe 16 august organizăm o masă rotundă prin care vom aduce în discuție colaborarea dintre guvern și diasporă pe atragerea expertizei în cadrul platformei de implicare a diasporei. Experiența cetățenilor de peste hotare pe care o acumulează este foarte valoroasă pentru noi și rolul acestei discuții este să ne asigurăm că avem toate instrumentele la dispoziție pentru ca atragerea expertizei să fie posibilă, să fie comodă pentru fiecare. În aceeași zi așteptăm toți tinerii care au revenit acasă să participe la Forumul Tinerilor din Diaspora, organizat de Liga Studenților Originari din Republica Moldova. Este a treia ediție. Împreună cu tinerii noștri vom vorbi despre cum construim viitorul european al țării noastre. Contăm pe ideile inovatoare ale acestora, pe dorința de implicare. Vom discuta despre aceasta la forum. Despre importanța participării la alegeri vom discuta cu tinerii în cadrul International Moldovan Students United, un eveniment organizat de Institutul Republican Internațional în colaborare cu Comisia Electorală Centrală. Dragi cetățeni din diaspora, ne vedem acasă. Acesta este îndemnul pentru toți cei care vor să revină, au dor de țară, dor de tradițiile noastre și vor să contribuie la un viitor mai bun al țării noastre. Aceasta este și denumirea festivalului din 17 august, care va avea loc la Digital Park. Președinta statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, domnul prim-ministru Dorin Recean vor fi prezenți la aceste discuții, vor răspunde la întrebările tuturor celor prezenți. De asemenea, la eveniment vom pune în valoare tradițiile noastre, cultura, de aceea vom avea producători locali, meșteșugari prezenți la festival, îi vom avea alături și pe Moldova National Youth Orchestra, Pașa Perfeni, Asablu Hecenii, Mocănașii, Felicia Dunav, Cătălin Josan. Vă invităm pe toți cu drag să participați la festival pentru că va fi foarte interesant. Pe 18 august invităm pe toți cei care doresc să afle mai multe despre climatul de afaceri din Republica Moldova sau cei care deja poate au o intenție să-și deschidă o afacere în Moldova să investească. Îi invităm la Diaspora Business Forum. Acolo veți afla mai multe despre felul în care statul sprijină prin intermediul programelor investițiile acasă, deschiderea afacerilor, pentru că acestea sunt la dispoziție. Veți afla istorii reale de succes în care diaspora a revenit și a putut să-și deschidă afaceri și să rămână acasă, să-și construiască un viitor prosper a Republicii Moldova, dar și să contribuie la dezvoltarea economică a statului. Iar în seara zilei de 18 august, Teatrul Național Mihai Eminescu vă invită la spectacolul Frunze de Dor, de Ion Druță, în regia lui Alexandru Cozu. Știm că este mare interes față de acest spectacol și ne bucurăm tare mult de acest lucru. Vă invităm în continuare să accesați pagina de Facebook al Biroului Relații cu Diaspora și a Alianței Asociațiilor de Băștinași pentru a afla mai multe detalii despre evenimente.
Dragi cetățeni, ne dorim ca la zile diasporei să ne cunoaștem mai bine, să celebrăm unitatea noastră, legătura puternică și cultura. Vă așteptăm cu mare drag pe toți la evenimentele pe care le organizăm și sperăm să primiți satisfacțiile de la ele, să vă reamintiți despre lucrurile de care vă este dor. Vă așteptăm cu mare drag. Dacă sunt întrebări, echipa biroului Relații cu Diaspora este alături de mine și putem să răspundem. Vreau să ne spuneți dacă aveți o statistică despre numărul reprezentanților de diaspora care au revenit definitiv acasă. Nu este o statistică foarte clară. Purtăm discuție cu Biroul Național de Statistică să o facem mai exactă, dar ar fi circa 1000 de oameni pe an. În acest sens, dacă îmi permiteți, vreau să anunț despre lansarea ghidului de revenire din diaspora. Deci, acest ghid se bazează pe multe întrebări pe care le primim de la diaspora și acoperă parcursul, da, de revenire și de acasă de la intenția de a reveni. Deci, care acte sunt necesare la revenire, cum navigăm mai departe, cum dăm copilul o grădiniță, cum accesăm careva ajutoare, programe. Deci, vă îndemn să găsiți pe pagina Biroului Relații cu Diaspora QR codul care se referă la acest ghid. Totuși, de ce numărul moldovenii de reprezentanții din diaspora nu se grăbesc să revină acasă, pentru că avem un număr foarte mic, așa cum și-a propus partidul de guvernământ în alegerile trecute? Aceasta este o decizie individuală a fiecarei familie, fiecare persoană să revină și sunt diferite motive, nu mă pot expune cu privire la fiecare. Mersi. Ce locuri de muncă și ar putea să propună guvernul, iată, reprezentanților din diaspora, de exemplu, dacă ar reveni acasă și ar dori să se angajeze la guvernul? Este o întrebare foarte bună. Avem constant publicate pe site locurile vacante, inclusiv pe CivicMD și pe alte platforme. Sunt o groază de funcții care pot fi accesate, sunt tare multe. Și mai avem și un program nou pe care anul l-am lansat împreună cu BRD și Partenerii de Dezvoltare, un program de atragere a profesioniștilor care cumva facilitează cei care doresc să vină cel puțin temporar, până la 5 luni, să poată să ofere expertiza lor guvernării sau unor instituții care au necesitatea. Noi contăm tare mult pe expertiza celor din diaspora, știm că sunt istorii minunate unde diaspora a ajuns să fie în experți valoroși în diferite instituții din diaspora și ei chiar pot contribui cu expertiza lor în țară. Aveți un număr al celor care au aflat, de exemplu, la un job? Programul este lansat recent. Noi abia formăm grupurile de lucru, tematice, deci este un program abia lansat, dar avem deja două aplicări. Două aplicații care sunt. Da, și deja sunt aprobate. Și credeți că ar putea un reprezentant al diasporei să renunțe la un salariu european de câteva mii de euro pentru câteva mii de lei? Cum îi puteți convinge să revină acasă? Chiar și este o decizie individuală, dar avem atâtea istorie de succes, avem secretar de stat din diaspora, avem șef de direcție din diaspora, avem oameni care s-au integrat în stat și fiecare decide pentru el, dar avem istorie de succes concrete, oameni care au revenit și au dorit să pună umăr. Merci beaucoup.